Iată ce cred eu că trebuie să facă președintele Republicii Moldova. Președintele trebuie să fie vocea oamenilor și apărătorul intereselor cetățenilor în raport cu instituțiile de stat. Președintele trebuie să ceară și să asigure integritate în sistemul justiției. Un bun președinte trebuie să lucreze cu instituțiile statului pentru a asigura bunăstarea tuturor cetățenilor, prin transparentizarea administrației, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea fiecărei localități, asigurarea unor sisteme funcționale de educație și sănătate. Președintele trebuie să fie apărătorul vectorului european, singurul care poate oferi oamenilor șansa pentru o viață decentă. Vin și mi-asum aceste lucruri în fața dumneavoastră, pentru că sunteți singurii în fața cărora am de dat socoteală.